Salutare națiune și bine ai venit la un nou clip și de data aceasta facem recenzia la Samsung Galaxy Note 9, ultimul telefon scos de către cei de la Samsung, flagship-ul lor actual și este o recenzie făcută după 2 săptămâni de utilizare continuă a acestui terminal, 2 săptămâni absolut excelente alături de acest telefon. O voi spune încă de la bun începutul clipului, așa cum am mai spus-o și în celelalte clipuri, consider ca o opinie pur personală, ca și utilizator real, că în acest moment Samsung Galaxy Note 9 este cel mai bun produs de acest gen pe care Samsung l-a fabricat vreodată. Iar asta vine din partea individului care a dat de pământ cu Samsung Galaxy S9 Plus, care a fost total nemulțumit de experiența avută cu cele 3 S9 Plus, iar eu consider acele experiențe ca fiind cele mai proaste experiențe pe care eu le-am avut vreodată cu un terminal de genul ăsta și în special de la Samsung. De data aceasta însă ne aflăm în total antiteză cu vechile experiențe cu S9 Plus, iar experiența aceasta de 2 săptămâni cu Note 9 este una pur și simplu excelentă din absolut toate punctele de vedere. Dacă vă interesează să vedeți lucrurile care m-au nemulțumit, să zicem, într-o oarecare măsură referitor la Samsung Galaxy Note 9, o să las un card sus, în colțul din dreapta al acestui videoclip, cu cele 10 chestii care m-au deranjat la Note 9. Asta ca să aveți imaginea completă, pentru că atunci când cumpăr un telefon, întotdeauna vă explic care sunt lucrurile super mișto la produsul respectiv. Dar în același timp, în contrapartidă, vă ofer și motivele sau lucrurile care nu sunt atât de mișto, tocmai ca voi, cei care priviți aceste clipuri pe care eu le realizez, să aveți imaginea completă și corectă asupra produselor respective. Dacă aș vorbi doar de lucruri bune, ar fi subiectivism și mai mult decât atât aș face ceea ce fac foarte mult în mediul online și anume m-aș ocupa de plasare de produse. Chestie care nu vreau să se întâmple pe acest canal. Note 9, cum am spus, cel mai șmecher, cel mai tare, cel mai mare, cel mai bun din parcare în acest moment, dacă vreți, în materie de smartphone-uri. Un telefon care m-a surprins plăcut într-un mod total neașteptat. Sincer, am fost foarte reticent în momentul în care am decis să renunț la Huawei pe 20 Pro. Telefonul care pe mine m-a satisfăcut cel mai mult în acest an 2018 din punct de vedere al utilizatorului, din punct de vedere al trăsăturilor, din punct de vedere al performanței și nu în ultimul rând din punct de vedere al capitolului cameră, care așa cum am spus pentru mine este extrem de important. Și am renunțat, hai să zicem, îndoielnic la P20 Pro în favoarea lui Note 9, dar am renunțat din cauza că având posibilitatea să mă joc un pic cu Note 9, mi-am dat seama că telefonul ăsta chiar merită să fie achiziționat și chiar merită să umble în buzunarul meu, ca să zic așa. De ce? Din foarte multe privințe și o să începem în primul rând cu acest display pe care îl vedeți și voi și care este absolut senzațional. Cel mai bun display la ora actuală de pe piață. N-am zis-o eu, dar dacă vreți să mă credeți pe mine pe cuvânt, puteți să o faceți. Este de o calitate absolut senzațională acest display Super AMOLED. Asta în condițiile în care eu nu sunt fan al tehnologiei AMOLED, la fel cum nu sunt fan nici al marginilor curbate pe care Samsung le folosește. Dar din fericire, de data aceasta, Samsung a decis să mai renunțe din proeminența curburii, în așa fel încât calitatea consumării de multimedia pe acest display nu mai este atât de mult afectată de distorsiunea datorată curburii display-ului, așa cum era pe modelele anterioare. Iar ăsta pentru mine este un lucru foarte, foarte bun. Un display de 6,4 inch în diagonală, cu ecran curbat, dar nu la fel de proeminent, așa cum am spus, se poate observa că sunt margini un pic mai măricele, dar odată cu renunțarea la curbura aia excesivă și telefonul de data aceasta se ține mult mai bine în mână și de altfel foarte multe atingeri din alea involuntare pe laterale
sunt eliminate. Capitolul numărul 2, ca să zic așa, care mi-a plăcut și care îmi place întotdeauna la telefoane Samsung și nu voi ascunde lucrul ăsta, este designul telefonului în sine. Telefonul arată absolut superb. Eu am varianta pe albastru, Coral Blue se numește, și telefonul arată super mișto pe culoarea asta. De asemenea, display-ul combinat cu spatele de sticlă și cu rama asta metalică din aluminiu 7000, care fac sandwich-ul ăsta, dacă vreți, de sticlă cu metal, se simte foarte bine în mână. Telefonul este destul de alunecos din acest motiv, dar cu toate acestea, dacă îi puneți o husă, nu veți avea nici cea mai mică problemă, sau un skin, știu eu, de la orice firmă producătoare de așa ceva. Design foarte, foarte mișto. De data aceasta nu mai deranjează dimensiunea telefonului, așa cum mă deranja anul trecut, de exemplu, la Note 8, care am spus-o și la clipul respectiv, la momentul respectiv, pentru mine a arătat la momentul respectiv ca o scândură tăiată pe jumătate. Exact așa am și zis. De data asta însă Note 9 nu mai creează aceeași senzație. Designul este mult mai rafinat, nu este radical schimbat față de Note 8, să nu ne înțelegem greșit, dar parcă arată mai bine telefonul. Îți dă o senzație de ușoară evoluție. Nu exagerată, doar ușoară, dar suficient ca să-ți ofere satisfacție ori de câte ori te uiți la acest telefon. Eu sunt foarte mulțumit de modul în care arată telefonul și foarte mulțumit de calitatea construcției, care este absolut excelentă. Sau premium, dacă vreți, cum vreți voi să-i spuneți. Capitolul următor care pe mine mă satisface de plin la acest telefon este, bineînțeles, partea de camere. Pe față, o cameră de 8 megapixel de tip selfie, înregistrare 1440p cu autofocus și cu portrait mode. Cea mai bună cameră selfie pe care am folosit-o vreodată. Nici nu insist foarte mult, nici nu are rost. Singura chestie pe care mi-aș fi dorit să o aibă această cameră ar fi fost modul AI să fie prezent și în camera selfie. Asta ca o simplă remarcă. Iar pe spate, bineînțeles, avem același setup, între ghilimele, ca pe Samsung Galaxy S9 Plus, dar de data aceasta camera asta nu dezamăgește. Din contră, am făcut un video separat despre capitolul cameră pe Note 9, îl găsiți la mine pe canal, este unul dintre ultimele clipuri. De data aceasta camera nu dezamăgește, din contră, satisface și încă satisface foarte, foarte bine. În acest moment, și fără să exagerez, fără să comit un sacrilegiu că a fost posesor de Huawei pe 20 Pro sau la adresa celor care încă posedă Huawei pe 20 Pro, din punctul meu de vedere, în acest moment există două camere foarte bune pe piață. Prima este Huawei pe 20 Pro și pe același loc este Note 9. Un mic avantaj are pe 20 Pro la captura pe timp de noapte și aia în contextul în care pe 20 Pro folosește un truc foarte inteligent, trebuie să acord credit celor de la Huawei, și anume night modul ăla, care se compune dintr-o fotografie realizată cu un timp de expunere mărit, ceea ce poți să realizezi de altfel și pe Note 9, dar nu în mod automat sau presetat, ci doar dacă intri în modul Pro, unde trebuie să setezi tu expunere, ISO și așa mai departe. Dar, din punctul meu de vedere, ca experiență de utilizare, ca utilizator care folosește întotdeauna modul automat de fotografiere, de data aceasta, pentru acest aspect, zic că pe 20 Pro, doar la captura pe timp de noapte, este mai bun. În rest, sunt pe picior de egalitate sau, de multe ori, multe scenarii, în diferite scene, Note 9 depășește pe 20 Pro. Și aici mă refer strict la partea de detalii, mă refer strict la partea de zgomot de imagine, mă refer strict la partea de balans de alb,
lucruri foarte importante pentru cei care se uită cu un ochi critic la pozele sau fotografiile pe care le realizează cu un astfel de terminal. Drept este că nu se compară cu un DSLR profesionist, nu știu, cu un Sony A7R, dacă vreți, care este cu totul și cu totul altă poezie. Dar în ceea ce privește terminalele de genul ăsta de tip smartphone, aceste două telefoane sunt numărul 1. Eu știu că foarte mulți nu vor fi de acord și vor zice că iPhone X, am testat iPhone X, vedeți videourile cu iPhone X la mine pe canal și eu am fost deloc impresionat de ceea ce poate camera de pe iPhone X. Drept urmare, pentru mine, în acest moment, camera de pe Note 9 este una foarte, foarte bună. Singura problemă pe care aș avea-o cu camera de pe Note 9 este modul că, sau mai bine zis, modul în care AI-ul funcționează pe această cameră, în speță modul în care el înțelege să intervină atunci când trebuie să facă recunoaștere de scenă. Nu știu, e oarecum implementat într-un mod ciudat, în sensul în care recunoaște scenele cam când vrea el și cam cum vrea el. Dar, ce vreau să zic, ultimul update de soft care a fost lansat de cei de la Samsung și care promitea îmbunătățirile pe partea de cameră, cu adevărat se reflectă în pozele pe care le realizez în acest moment cu Note 9. De asemenea, update-ul ăsta a fost foarte ciudat pentru că a venit în două părți, ca să zic așa. Prima cu vreo 2 săptămâni și al doilea l-am primit tocmai ieri, cu exact același change log, doar cu un build number diferit. După primul update pe care l-am făcut la cameră, n-am văzut, n-am observat diferențele de care ei vorbeau în change log. Dar după update-ul de ieri, după ce l-am instalat, după ce am început să utilizez telefonul, am observat într-adevăr niște îmbunătățiri fundamentale pe partea de cameră. În special calitatea pozelor și îndeosebi o chestie pe care eu am remarcat-o și de care m-am plâns anterior, și anume modul în care HDR-ul funcționa. Ei bine, de data asta HDR-ul lucrează foarte, foarte, foarte bine și nu mai produce, hai să spunem, aberațiile alea cromatice pe care vi le-am arătat și pe pagina de Facebook a acestui canal. Deci, din punctul ăsta de vedere, singura mea problemă în acest moment cu această cameră este modul în care AI-ul este implementat și modul în care el alege sau nu alege să facă recunoaștere de scenă. Din punctul ăsta de vedere, consider totuși că pe P20 Pro funcționează mult mai bine, ăla având și un chip separat, dedicat, strict pentru partea de AI și implicit de recunoaștere de scenă în modul fotografie. La captura video, absolut excelentă, absolut senzațională și o chestie pe care foarte mulți au omis să o spună în clipurile lor, dacă vă uitați pe YouTube, este partea de microfoane în captura video. Față de S9 Plus, S9 față de Note 8 de anul trecut, microfoanele de pe Note 9 sunt mult mai bune, deci implicit sunetul înregistrat este de calitate mult mai bună, mult mai amplu, mai profund, mai adânc, ca să zic așa, calitate mult îmbunătățită. Dar, așa cum am spus, asta este o remarcă de ordin personal, pe care am simțit nevoia să o fac pentru că foarte multă lume nu a vorbit de lucrul ăsta. Următorul aspect, inevitabil, vorbim despre un Note 9 și nu avem cum să nu facem referire la S Pen. S Pen-ul, după cum știți, este trăsătura definitorie pentru orice telefon din gama Note. Puteți să luați notițe cu display-ul stins, puteți să luați notițe cu display-ul aprins, puteți să faceți screenshot-uri și așa mai departe, să folosiți traducătorul și așa mai departe. Dar, de data aceasta, ghidușia asta mică, care înainte pentru mine nu avea absolut nicio valoare. Asta este adevărul. Îl foloseam o singură dată, îl scoteam din telefon, după care îl introduceam și nici că nu-i simțeam lipsa. Dar de data asta, acest mic accesoriu vine cu tehnologie Bluetooth și mai mult decât atât, cu ajutorul acestei tehnologii Bluetooth și cu bateria încorporată în el,
poți să faci niște ghiduși în plus pe partea de control al telefonului. Efectiv, poți folosi creionul ca și telecomandă. Iar una dintre aplicațiile în care poți folosi creionul ca și telecomandă este, bineînțeles, aplicația de cameră, unde, cu ajutorul acestui creion, poți să realizezi capturi prin simpla apăsare a acestui buton. De asemenea, poți să faci, dacă faci dublu click, poți să treci pe camera frontală. Dacă ești în galerie, poți să faci scroll prin galerie cu ajutorul creionului. Chestii de extrem de utile pentru mine, cel puțin, lucru care m-a făcut să folosesc foarte frecvent S Pen-ul, m-a făcut să folosesc din ce în ce S Pen-ul și practic sunt de nedespărțit în acest moment. Mai mult decât atât, poți să faci prezentări PowerPoint și să folosești S Pen-ul pentru slide-uri, poți să controlezi music player-ul și să controlezi de asemenea să dai forward sau backward. De asemenea, poți să folosești S Pen-ul pe YouTube, vizualizând conținut pe YouTube, unde poți să pui pauză sau poți să treci la următorul clip. Foarte multe lucruri pe care poți să le faci în acest moment cu S Pen-ul și cu atât mai multe lucruri vei face în momentul în care Samsung va pune la dispoziție pentru programatori SDK-ul pentru acest accesoriu, în așa fel încât ăia să poată să-l programeze pentru și mai multe chestii pe care poți face cu el pe telefon. Este un adevărat câștig din punctul meu de vedere acest S Pen. Singura remarcă pe care aș avea-o, să zicem, negativă la adresa lui este faptul că mi-aș fi dorit ca bateria încorporată în el să asigure o utilitate de o zi în utilizare. Momentan ești limitat la 30, maxim 40 de minute de utilizare sau 200 de clicuri. Mi-aș fi dorit să fie capabil să țină în el o încărcare suficientă cât să poți să-l folosești timp de măcar o zi. Poate cer prea mult, poate sunt eu prea exigent, dar ar fi fost o chestie foarte, foarte șmecheră treaba asta. S Pen-ul, un accesoriu foarte util, care de data asta este și certificat IP68, la fel ca și telefonul, deci rezistență și la apă și la praf, de maximă, să zicem, calitate. Deci vă puteți cufunda liniștiți în piscină dacă faceți poze în piscină sau dacă vă scrieți memoriile pe telefon la piscină. Următorul aspect este bateria. O baterie de data aceasta mărită cu o capacitate de 4000 mAh față de 3300 cât avea Note 8 și se simte. Se simte bine de tot. Am și postat astăzi pe pagina de Facebook niște screenshot-uri cu timpii de baterie pe care obțin eu cu Note 9 și haide să intrăm în setări și să vă arăt unde ne situăm acum. Pentru că eu în momentul ăsta mai am 19% baterie, după cum bine se poate vedea, și telefonul zice că estimativ voi mai avea 4 ore la dispoziție, dar uitați-vă aici, timp de ecran, 7 ore și 37 de minute de ecran activ în condițiile în care eu mai am 19% baterie, ceea ce în stilul meu de utilizare înseamnă că am încă o oră, o oră și jumătate de ecran activ. Și asta în condițiile în care de azi dimineață folosesc telefonul în continuu. Mai mult decât atât, am conectat telefonul la Smart TV și m-am uitat la un film online de pe telefon pe Smart TV. Absolut senzațional din punct de vedere al bateriei. Timpii de încărcare a bateriei rămân pentru mine încă misterioși, problematici. De asemenea, telefonul vine cu încărcare wireless, pe care eu o folosesc cât de rar pot, pentru că nu-mi place
faptul că telefonul se supraîncălzește în momentul în care folosește încărcare wireless, dar în rest, pe parte de autonomie, pe parte de capacitatea bateriei, ca utilizator frecvent al aplicației de cameră, conectat în permanență la Wi-Fi, conectat în permanență la rețele sociale și așa mai departe, lucruri care au nevoie de conectivitate, mă declar extrem de satisfăcut. Obțin între o zi și două zile. O zi, în momentul în care folosesc telefonul extrem de intens, făcând chestii extrem de grele, nu știu, videoeditare, chestii de genul ăsta, pentru că eu de multe ori fac videoeditare direct pe smartphone, nu mai stau să mai pierd vremea cu laptopul, două zile dacă îl utilizez normal, adică o utilizare medie, dar în condiții, repet, telefonul conectat în permanență la Wi-Fi, indiferent că sunt acasă, că sunt la birou, 4G dacă sunt plecat, conectat în permanență, Bluetooth activ în permanență, foarte multe poze, foarte multe videouri și așa mai departe. Și cu toate acestea obțin acești timpi pe care i-ați văzut și voi mai înainte. Extrem de mulțumit, extrem de încântat, n-am absolut nicio problemă din punct de vedere al bateriei cu Note 9. Din punctul ăsta de vedere, este un campion adevărat. Este un telefon de anduranță. Și dacă faceți foarte multe poze, dacă filmați foarte mult cu smartphone-ul, credeți-mă, contează foarte mult să aveți o baterie suficient de puternică, în așa fel încât să vă faceți treaba. Dar, un telefon, pentru mine, nu este suficient de bun dacă nu poate să îndeplinească încă o funcție, și anume funcția de multimedia, ca să zic așa. Și aici revenim într-o oarecare măsură la ideea de ecran, de mărime, de rezoluție, pentru că avem rezoluție Quad HD, și la vizualizare de conținut multimedia. Eu sunt mare consumator de YouTube. Mă uit foarte mult la clipuri, petrec ore întregi pe zi pe YouTube, uitându-mă la tot felul de chestii și așa mai departe. Probabil ca și voi. Dar degeaba ai un ecran bun, cu rezoluție bună, dacă nu ai și sunet bun. Iar din punct de vedere al sunetului, acest telefon vine cu două difuzoare stereo, unul în partea de jos, unul aici sus în casca auriculară, cu tehnologie Dolby Atmos, care, din punctul meu de vedere, cuplate cu acest display absolut senzațional, oferă cea mai bună experiență multimedia în acest moment de pe piață. Asta, în același timp, după cum vedeți, display-ul nu are fantă. Nu are nociul ăla nenorocit inventat de Apple și pe care absolut toți producătorii Android l-au copiat. Unii cu un succes mai mare, alții cu un succes mai mic. Samsung însă a rămas fidel stilului de a-și face display-urile și nu a adoptat această nenorocire numită Fanta sau nociul. Și astfel experiența multimedia este absolut senzațională. Display, calitate audio absolut excelentă pe difuzoare și la fel de important și pe căști. Telefonul vine cu căști tunate de AKG, la fel și difuzoarele de pe acest telefon sunt tunate tot de AKG și se simte calitatea, se simte că este o experiență premium din punctul ăsta de vedere a calității audio și video. Sunet foarte puternic, foarte bogat, foarte bune notele redate, fără distorsiuni, la volum maxim. Este o experiență cu adevărat excelentă din punctul meu de vedere. În plus, telefonul vine cu 6 GB de RAM, 128 de GB de memorie internă și procesor 9810 Exynos octa-core, dar mai vine și cu card microSD, suportă carduri de până la 512 GB memorie, deci puteți să vă extindeți capacitatea de memorie acestui telefon la 644 de GB în varianta asta. De 640. Stau prost cu matematica la ora asta. Ceea ce e colosal.
Dacă vreți și mai mult, vă luați varianta de 8 GB de RAM și 512 GB de memorie internă, deși nu văd cum ai putea să umpli 512 GB de memorie internă. Plătiți cu 300 de euro mai mult pentru acea configurație, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o mare prostie să plătești 300 de euro în plus pentru 2 GB de RAM și restul de memorie internă. Partea de conectivitate absolut excepțională este partea, una dintre părțile la care m-am plâns cel mai mult la Samsung Galaxy S9 Plus, la toate cele 3 S9 Plus. Se conectează absolut perfect la Wi-Fi, se conectează absolut perfect la rețele mobile, se conectează absolut perfect la tot ce înseamnă Bluetooth, periferice. Telefonul vine cu Bluetooth 5.0. În momentul de față eu am conectat telefonul la ceas, la Gear S3 Frontier, dar în același timp pot să-l conectez datorită lui Bluetooth 5.0 și la alte accesorii. Nu știu, la GoPro, de exemplu, pe care îl vedeți aici în spate, lângă ceas, la Gear 360, la car kit-ul din mașina mea, și pot să folosesc simultan mai multe terminale conectate la acest telefon. Partea care îmi place la nebunie, pentru că funcționează absolut perfect, n-am avut nici cea mai mică problemă și mai mult decât atât, faptul că pot să conectez telefonul la Smart TV foarte rapid, instantaneu, și să fac mirroring la tot ce mi apare mie pe display-ul telefonului, fără să am nevoie de tot felul de aplicații din Google Play Store. Pentru mine asta este un bonus ca și utilizator, un bonus major, a spune chiar. Foarte bun pe partea de conectivitate, absolut nicio problemă. Din punctul ăsta de vedere, nici cea mai mică problemă n-am avut-o cu Note 9 și, repet, în contrapartidă cu experiența la S9 Plus. De asemenea, Note 9 vine și cu Samsung DeX Mode, adică puteți să folosiți telefonul pe post de PC, să zicem așa, conectându-l la un monitor extern, implicit la un Smart TV, cum este cel din fundal, cu ajutorul unui cablu HDMI și a unui adaptor de la HDMI la USB tip C, și folosiți telefonul pe post de trackpad. Din punctul meu de vedere, acest tip de utilizare nu are absolut nicio aplicație reală pentru mine ca și consumator. Mi se pare doar un gimmick de marketing, în așa fel încât să iasă un pic în evidență, să se ofere ceva în plus utilizatorilor, pentru că în acest moment Androidul nu este capabil să ruleze suficient de multe aplicații de genul ăsta într-un desktop mode, așa cum își dorește Samsung și cum are și Huawei implementat de altfel. Deci pentru mine nu este o chestiune atât de importantă, pentru unii dintre voi s-ar putea să fie foarte importantă și foarte relevantă. Eu vă spun doar că există și nimic mai mult. Eu nu o folosesc, nu mă interesează. Un telefon cu o calitate în convorbiri absolut excepțională, mă aud foarte bine, îi aud și pe ceilalți de asemenea foarte bine. Recepția semnalului este excelentă, calitatea convorbirilor este excelentă, atât pe difuzor cât și pe parte de casca auriculară. Ce nu-mi place însă la acest telefon, și revin din nou, cred că deja am stresat lumea de câte ori am spus de prostia asta de buton, și anume Bixby, pe care de foarte multe ori îl ating accidental și atunci se activează nenorocirea aia numită Bixby, care nu este nimic altceva decât o clonă la Google Assistant, o clonă prost făcută și prost implementată. Și din păcate, de data aceasta, pe Note 9 față de S9 și S9 Plus, nu poți să-l dezactivezi. Au promis că vor elibera un update de soft prin care se va oferi din nou posibilitatea, ca și pe S9 Plus, să poți dezactiva din setările aplicației propriu-zis acest buton să nu mai facă nimic. Dar până acum nu am recepționat așa ceva și aștept cu foarte mare interes să pot să dezactivez, pentru că este extrem de enervant. Este redundant, nu are niciun rol cu adevărat folositor pentru utilizator și ocupă spațiu degeaba. Mai mult decât atât,
Un alt aspect despre care aș vrea să vă povestesc și care m-a impresionat foarte mult este partea de securitate, mai exact intelligent scan sau scanarea inteligentă, deblocarea inteligentă cu ajutorul irisului și cu ajutorul feței. O chestie de care m-am plâns foarte, foarte mult pe S9 Plus, că funcționa lent, că funcționa când vroia sau că nu funcționa absolut deloc. E bine, de data aceasta pe Note 9 lucrurile nu mai stau așa. Și ați văzut și voi, absolut excelent. Mult mai rapid, mult mai bine și, lucru și mai important, de data asta în permanență și inclusiv în condiții de iluminat extrem, extrem de scăzut, până în punctul în care chiar pe beznă. Al doilea lucru, aspect extrem de important, este în sfârșit montarea senzorului de amprentă în poziția naturală în care ar fi trebuit să fie montat până acum. Și anume, imediat sub setup-ul de cameră, un senzor de amprentă care funcționează de asemenea excelent, foarte rapid, foarte intuitiv, ușor de setat și de folosit ulterior. Deci, faptul că avem atât scanare inteligentă a irisului și a feței, plus scannerul de amprentă care funcționează foarte bine, repet lucrul ăsta, înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că sunt și reprezintă niște chestii extrem de importante. Plus de asta, orice telefon Samsung vine cu suita de securitate numită Samsung Knox, adică puteți să vă luați, știu eu, datele sensibile pe care nu vreți să le acceseze alții, să le includeți într-un folder special, criptat, în așa fel încât nimeni să nu poată avea acces la ele decât voi. Iar astea sunt lucruri care pe mine mă interesează, chestiunile astea de securitate, noțiunile astea de securitate, la care eu țin de asemenea foarte mult, pentru că nu vreau ca cineva să umble pe telefonul meu. O altă chestie însă care nu mi-a plăcut de data aceasta și asta în direct, hai să spunem, contradicție cu prețul telefonului, este faptul că telefonul încă vine sau a venit din fabrică cu Android 8.1 Oreo și, bineînțeles, Samsung Experience 9.5, care este interfața celor de la Samsung. Consider că la prețul la care se vinde acest telefon, prețul de pornire care este de 1000 de euro, puteau să vină cu Android 9. Din păcate, Android 9 pe Note 9 va fi disponibil doar începând cu luna ianuarie. Astea sunt datele oficiale. Și repet chestia asta în contextul în care telefonul a apărut după ce apăruse deja Android 9.0 Pie. E doar o remarcă, dacă vreți, cu privire la modul în care Samsung alege să se joace, dacă vreți, cu variantele de software de fiecare dată când lansează câte un terminal nou. Altfel, n-am absolut nicio problemă, telefonul rulează perfect, nicio problemă pe partea de performanță, repet lucrul ăsta. Procesor foarte rapid, toate task-urile îndeplinește cu brio și chiar dacă vine cu Android 8.1, care nu este ultima variantă, asta în condițiile în care absolut toți competitorii lansează pe piață telefoane acum cu Android 9.0, ăsta nu este un impediment care să, nu știu, să-i răpească din excelență lui Samsung Note 9. Pentru că atâta timp cât se mișcă perfect, atâta timp cât nu ai probleme, atâta timp cât nu-ți creează probleme și, mult mai important, nu-ți ruinează experiența de utilizare și implicit satisfacția ta ca și consumator, atunci nu există absolut niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Nu am avut absolut nici cea mai mică problemă cu acest telefon, de niciun fel, nici probleme de performanță, nici probleme de recepție, nici probleme de conectivitate, nici probleme pe partea de cameră, nici probleme de supraîncălzire. Totul a funcționat absolut perfect în aceste 2 săptămâni de când utilizez acest terminal
Și așa cum am mai zis în acest moment pe piață, eu consider Samsung Galaxy Note 9 a fi all-in-one-ul telefoanelor mobile. Exact cum există all-in-one-uri și în lumea PC-urilor, exact așa consider eu că există Note 9 în lumea smartphone-urilor. Este un telefon care face de toate și le face pe toate foarte bine sau chiar excelent. Din punctul meu de vedere, în acest moment pe piață nu există telefon mai bun decât Samsung Galaxy Note 9, care să-ți ofere o experiență completă, care să-ți ofere o performanță de top și care să știe să facă atât de multe lucruri și să le facă atât de bine. Telefonul ăsta nu a promis absolut nimic, nicio reclamă. Samsung nu s-a lăudat excesiv cu el, așa cum a făcut cu S9 Plus. Nu a promis luna de pe cer, dacă vreți, însă telefonul ăsta livrează. Și faptul că este sau a fost lansat în felul ăsta, să zicem așa, oarecum în liniște, fără mult tam-tam, deși toată lumea știa ce înseamnă seria Note, ca după aceea telefonul să-i surprindă pe absolut toți prin modul în care se comportă, prin experiența absolut excelentă pe care o oferă, prin satisfacția pe care ți-o oferă ca și consumator. Pentru că pe mine asta mă interesează personal în momentul în care mă duc și dau 4700 de lei pe un telefon, ceea ce este exagerat și am mai spus chestia asta, dar a reușit să mă surprindă. Și repet, tocmai pe mine, care în ultimul timp începusem să mă satur și să mă plictisesc teribil de așa zisele flagship-uri pe care Samsung le lansează pe piață de aproximativ 2 ani. Note 9 în acest moment este cel mai bun sau cea mai bună experiență de utilizare, este cel mai bun telefon, este pe picior de egalitate la cameră cu Huawei P20 Pro din perspectiva mea pur personală și știe să facă lucruri pe care niciun alt telefon de pe piață nu le face. Dacă vreți, așa cum am spus, este un telefon care le face pe toate, spre deosebire de celelalte ale concurenței, care, marea lor majoritate, sunt specializate în a face anumite lucruri foarte bine, dar care dau rateu în alte părți. Pe când la Note 9 nu se pune problemă de așa ceva. Ăsta este telefonul complet în acest moment. Ăsta este The Big Daddy, dacă vreți, în lumea smartphone-urilor la sfârșit de 2018. Mai avem niște telefoane care vor veni curând, Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, se anunță a fi un competitor pe măsură, dar în acest moment Note 9 pentru mine este singurul telefon care se apropie de ceea ce înseamnă excelență. Cu adevărat premium, prețul este pe măsură, tot premium, dar și livrează. Și mai mult decât atât, nu dezamăgește. Atât am de zis în acest clip. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdare să vă uitați la el. Ne vedem data viitoare într-un alt clip cu un alt subiect. Până atunci, ca întotdeauna, toate cele bune. Numai bine!